sala Marea Unire a Palatului Culturii, pentru că anul trecut aici am câștigat niște prieteni. Și așa încep speech-ul de azi, când am vă spune că evenimentul ăsta nu înseamnă doar o împărtășire a poveștilor noastre, nu doar niște sfaturi pe care le transmitem, ci înseamnă un moment bun în care poți să ești prietenit. Anul trecut am cunoscut aici niște oameni extraordinari care coordonează Fundația Comunitară Prahova, care mi-au devenit prieteni și în ale căror evenimente am fost implicată pe tot parcursul anului trecut. O să vă vorbesc mai multe despre ei mai târziu. Ei bine, Camelia Sandu, șefa OTIMMC Ploiești. Ce-o mai fi și asta, nu? Ei, OTIMMC Ploiești înseamnă Oficiul Teritorial pentru IMM-uri și Cooperații Ploiești. Adică e o instituție guvernamentală care gestionează fonduri nerambursabile pentru societățile comerciale. Unele dintre ele sunt destinate chiar tinerilor, adică vouă. Sunt două programe guvernamentale. Unul dintre ele se numește SRLD. Este un program prin care vă puteți înființa firma în mod absolut gratuit la Oficiul Registrului Comerțului. Iar cel de-al doilea este STAT. Nu știu câți dintre voi sunteți interesați la momentul ăsta de antreprenoriat și de programele de finanțare, dar foarte curând, probabil, că veți împlini 18 ani, deja am văzut niște mânuțe pe aici, și atunci o să vă puneți întrebarea dacă e bine sau nu să vă puneți ideile în practică și să faceți pasul spre antreprenoriat. Dacă vreți sfatul meu, întâi ar trebui să fiți o perioadă angajați, să vedeți cum e în postura de angajat și apoi să faceți pasul spre antreprenoriat. Dar asta e un punct de vedere absolut subiectiv și nu înseamnă că voi trebuie să-l urmați. Am din practică exemple de tineri foarte, foarte implicați în afaceri de la vârstă foarte fragedă, adică de la momentul în care au primit 18 ani și care au și succes și au reușit în afacerea lor pentru că au avut niște idei inovative, niște idei creative care au prins foarte bine pe piață și, cum s-ar spune, au dat un. Întrebarea mea, ca și a celorlalți speaker de mai devreme bănuiesc, a fost ce o să vă spun astăzi, că nu o să vă vorbesc 20 de minute despre programele astea, o să devin plictisitoare. Ce aș putea să vă spun astăzi? Și m-am gândit ce caut în fața voastră. M-am uitat și pe lista speakerilor și am văzut niște oameni pe care îi apreciez pentru că îi cunosc și le știu munca. Dar m-am gândit și că sunt acolo niște persoane care au notorietate foarte mare, care au sute, poate chiar milioane de followeri pe Facebook sau pe Instagram sau pe Twitter. Eu nu sunt între ei. Nu vă gândiți că am sute de prieteni. Nici nu conduc un blog polit, am un fiat cu tot de 99, deci nici la capitolul ăsta nu stau foarte bine. N-am un salariu care are 1000 de euro, multe zerouri în coadă și nici n-am visat vreodată la el. Și atunci m-am gândit să vă întreb pe voi, ce credeți că e un om de succes? Ce înseamnă un om de succes pentru voi? Poate să-mi răspunde cineva? Da. Simți bine pielea ta. Ei bine, mă bucur că mi-ați dat răspunsul la asta pentru că am un succes fantastic. De ce am un succes fantastic? Pentru că eu chiar fac ceea ce îmi place. Și poate că vouă mi se pare plictisitor că lucrez într-o instituție guvernamentală și vă imaginați că toată ziua stau în birou și semnez hârtii, lucrez la calculator, dar nu e așa, pentru că munca mea implică foarte mult lucru cu publicul și cei mai mulți aplicanți în programele noastre sunt tineri. Și asta înseamnă că vorbesc foarte mult cu tineri, interacționez foarte mult cu tineri, fac timp de idei, am plăcerea să cunosc oameni deosebiți. Și încă ceva. Un om de succes, din punctul meu și de vedere și pe scara mea de valori, este un om care are în spate o echipă în care se simte bine. Eu sunt foarte mândră de echipa mea. Poate jumătate din subordonații mei au mult, mult peste vârsta mea, dar asta nu face
face, nu face să simțim diferența de vârstă. Suntem întotdeauna foarte apropiați și nu-i văd doar ca pe niște colegi, ci văd ca pe niște prieteni. Pentru că locul meu de muncă e a doua casă pentru mine. Ba chiar aș putea să spun că e cea din tâi casă, pentru că petrec mai mult 8 ore la birou. Și atunci am încercat să fac atât pentru mine, cât și pentru colegii mei, să fie un spațiu în care să ne simțim bine. Deci, idei despre un om de succes. Ce mai e un om de succes? Erau numai fetele, mă, o să duc adorme la fete, nu se poate așa ceva. Te rog! Un om care reușește să se ajute atât pe sine, cât și pe ceilalți. Într-adevăr, și din punctul meu de vedere, un om de succes e asta. Și atunci, iar, îmi pare rău să vă spun, dar am un succes teribil. Pentru că reușește să te ajut și pe ceilalți. V-am făcut să râdeți, nu? Ăsta era și scopul. Am un succes teribil pentru că asta fac. Reușesc să le dau tinerilor idei prin care își pot finanța afacerile, să le dau soluții pentru afacerile lor. Și asta înseamnă foarte mult pentru mine. Informațiile pe care eu le dețin, informațiile și programele de susținute de stat, gândite, sunt pentru voi și eu am șansa asta de a le transmite către voi, ceea ce mă face foarte fericită. Pentru că în fiecare zi, oameni pleacă din biroul meu cu idei de mai bine și asta înseamnă foarte mult, nu? Ce mai e un om de succes? Te rog! Un om care face tot posibilul ca să-și atingă scopul. Da, și revin la povestea mea. Și eu am făcut tot posibilul ca să-mi ating scopurile. Am 28 de ani, îmi făcusem la 18, clasa 12, am făcusem o listă de obiective și mă gândeam că la 30 sau mare parte dintre ele îndeplinite. Ei bine, pe la 26 l-am văzut îndeplinit și era chiar un punct pe care credeam că o să-l ating mult mai târziu. Dar cum am reușit asta? Am reușit asta pentru că am spus da la toate posibilitățile care mi s-au arătat. Am muncit foarte mult în timpul liceului. Am avut posibilitatea, nu mulți au șansa asta și atunci mă consider norocoasă, unui loc de muncă. Lucram part-time. Dimineața mergeam la Colegiul Caragiale, de care sunt foarte mândră. Sunt în sală, elev de la Caragiale, wow, sunteți de aici, hey, bravo! De care eu sunt mândră, voi sunteți mândră? Eu sunt mândră că sunt absolventă de Caragiale. Și mergeam dimineața la școală, după amiază la serviciu, asta însemna că mă trezeam foarte devreme și mă culcam foarte târziu. Dar azi nu regret niciun moment, pentru că în perioada aia am acumulat foarte multe informații, am învățat să fac contabilitate primară, primul meu job a fost de vânzătoare, ulterior de gestionar, am fost și asistent manager vreo 3 ani și aveam un șef care țipa peste 8 ore de pensi la mine și mi-am promis că dacă voi fi șef vreodată, nu o să țin. Asta, pentru referințe, trebuie să sunați la colegii mei să vedeți dacă am sunat vreodată. Și uite că ulterior am ajuns la OTIMMC, unde după câteva luni în care am fost consilier, am promovat pe funcția de director. Nu e ușor. Nu e ușor să ai o echipă în spate. Nu e ușor pentru că joburile noastre sunt cu multe responsabilitate. Purtăm responsabilitatea fiecărui proiect finanțat. Sunt fonduri din bani publici și cred că toată lumea care are televizor, internet, știe cum sunt demonitorizate și ce se întâmplă. Dar e și foarte frumos. E foarte frumos pentru că, v-am spus, am reușit să creăm atmosfera de casă și am reușit să îndeplinesc visul ăla de a avea o echipă pe care pot să o coordonez și de care să fiu mândră. Dacă sunteți interesați de programele de finanțare, vă invit să intrați pe un site, el este www.aippimm.ro.
adică Agenția de Implementare și a Proiectelor pentru IMM și acolo o să găsiți o serie de proiecte în care, bineînțeles, în prima fază o să renunțați să le citiți, pentru că procedurile sunt foarte stufoase și păstele. Dar pentru asta suntem noi, o echipă de consilieri, la dispoziția voastră. Consilierea de noi este absolut gratuită și suntem acolo nu doar să vă întâlnăm în accesarea fondurilor, ci să vă învățăm cum puteți să vă deschideți firma gratuit, să vă dăm idei de afaceri, să vă spunem care sunt pașii de urmat, să vă dăm consiliere financiară. Pentru toate astea, vă invit să accesați site-ul respectiv, o să găsiți și datele de contact. Întrebări? Te ascult. Un om de succes are modestie, da? Are modestie. Un om de succes e în primul rând modest. Un om de succes e modest și, v-am spus, din punctul meu de vedere și pe scara mea de valori, un om de succes nu e neapărat un om care are mii de like-uri pe Facebook, un om care are conturile foarte grase sau un om care apare zilnic la televizor. Un om de succes este o persoană de care familia e mândră, o persoană pe care te poți baza, o persoană care nu doar primește, ci și dă înapoi, o persoană care își face jobul cu verticalitate, cu demnitate și cu bun simț. Mulțumesc! Alte întrebări? Vă rog!